Bună ziua! O să prezentăm situația pandemică din ultima săptămână, evoluția, de fapt, a situației pandemice din ultima săptămână. Ne aflăm aici la sediul Guvernului, împreună cu domnul secretar de stat Andrei Baciu, din partea Ministerului Sănătății, și domnul colonel dr. Valeriu Gheorghiță, președintele Comitetului Național de Vaccinare. Deci o să încep prima dată cu datele din ultimele 24 de ore, unde am avut 15.374 de cazuri, rezultate din 66.988 de teste efectuate, din care 44.984 teste antigen rapide. Dintre cei 125 de pacienți decedați, din păcate, 106 au fost nevaccinați. Deci continuă procentul foarte mare a pacienților nevaccinați dintre cei care decedează. Doar 19 au fost vaccinați, iar cei 19 pacienți vaccinați care au decedat aveau vârste cuprinse între grupele de vârstă de 40-49 de ani și peste 80 de ani. Din nou, rămân persoanele vulnerabile, unde rata de vaccinare este foarte scăzută, persoanele în vârstă, în risc mare de a ajunge în secțiile de terapie intensivă și, din păcate, de a deceda. Sunt raportate 3 decese anterior intervalului de referință din luna ianuarie și februarie 2022. 2 dintre decese sunt ale unor pacienți de sex masculin din categoria de vârstă 70-79 de ani, cu comorbidități, respectiv peste 80 de ani fără comorbidități. Cel de-al treilea pacient decedat este de sex feminin, din categoria de vârstă 30-39 de ani, nevaccinată, pentru care comorbiditățile nu au fost încă raportate. Astfel, în ultimele 24 de ore, numărul total de decese, eliminând cele 3 care sunt din perioada anterioară, este de 122. 2 din acestea, 122, sunt ale unor persoane din categoria de vârstă 20-29 de ani, 4 categoria 40-49 de ani, 3 categoria 50-59 de ani, 21 categoria 60-69 de ani, 39 categoria 70-79 de ani și 53 categoria de vârstă peste 80 de ani. Dintre pacienții decedați în categoria de vârstă 20-29 de ani, regăsim un pacient de sex feminin, o pacientă de sex feminin din județul Mureș, în vârstă de 21 de ani, nevaccinată, care prezenta comorbidități, și un pacient de sex masculin din județul Olt, în vârstă de 27 de ani, nevaccinat, care prezenta comorbidități. Din totalul deceselor în ultimele 24 de ore, toți pacienții decedați prezentau comorbidități. Situația pacienților internați este de 9.714 pacienți internați în spitale, dintre care sunt 564 de copii, iar în secțiile de anestezie terapie intensivă, secțiile de ATI, avem 1.119 pacienți internați la acest moment, din care 10 sunt copii. Trendurile, o să vedeți la prezentarea care o să o fac la sfârșit pe evoluția din ultima săptămână, trendurile sunt descrescătoare și la numărul total, dar și la secțiile de ATI, în ultimele 2 zile cel puțin, nu avem creșteri. La acest moment, la nivel național, conform datelor care le avem de la Ministerul Sănătății, există un număr de 1.658 de paturi de ATI operaționale, dintre care 386 sunt în București. O să dau cuvântul colegului meu, domnul secretar de stat Andrei Baciu, să prezinte datele din partea Ministerului Sănătății. Vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule doctor. Așa cum spunea și domnul doctor Arafat, constatăm o tendință de scădere a gradului de ocupare a paturilor, atât paturile de pe secții, cât și a numărului de cazuri care ajung să fie internate la terapie intensivă. Câteva lucruri importante pe care Ministerul Sănătății continuă să le facă. În principal, vorbim de rolul pe care centrele de evaluare le au. Rolul pe care centrele de evaluare îl au, vorbim de 217 centre.
în aceste centre, în ultimele zile, dintre aceste 217, în 135 au fost evaluate un număr de 9.123 de persoane. Li s-a administrat și tratamente care până în acest moment erau administrate în mod normal în spital. Astfel, 239 de doze de anticorpi monoclonali și aproximativ 35.000 de comprimate de molnupiravir și 95.000 de comprimate de favipiravir. Cu privire la testare, se păstrează și un număr crescut de cabinete de medici de familie care efectuează testare, vorbim de 4.062 de cabinete ale medicilor de familie. Iar cu privire la medicația pe care o avem disponibilă, aici avem stocuri suficiente pentru situația epidemiologică și am să dau doar câteva exemple. Favipiravir, vorbim de 846.000 de comprimate în spitale, 49.000 de comprimate în farmacii cu circuit deschis, deci vorbim de farmaciile comunitare, farmaciile de pe stradă, disponibile celor care doresc să achiziționeze. Remdesivir, 10.000 de flacoane în spitale și 93.000 de flacoane în stoc. Anticorp monoclonal, 11.000 de cutii aproximativ și alte 2.400 de flacoane de diferite tipuri cu care pot fi tratați aproximativ 40.000 de pacienți. Tocilizumab, 3.300 de flacoane în spitale și 3.400 de flacoane pe stoc. Anakinra, de asemenea, 73.000 de doze în spital. Și la fel, există suficient de multe anticoagulante, astfel încât toți pacienții care au nevoie de terapii medicamentoase să poată să fie tratați în condiții de maximă siguranță. Cam atât am avut, vă mulțumesc foarte mult, domnule doctor. Mulțumesc, dau cuvântul domnului colonel dr. Valeriu Gheorghiță pe partea de vaccinare. Domnul doctor, vă rog. Mulțumesc foarte mult. Așa cum am anunțat în ultimele două săptămâni, în urma proceselor de evaluare a activității centrelor de vaccinare, la acest moment pot să vă spun că în ultima săptămână au fost 138 de centre de vaccinare care și-au încheiat activitatea în 28 de județe. Două centre de vaccinare au fost transformate în centre de testare și 7 centre de vaccinare în momentul de față funcționează în sistem hibrid, practic desfășoară atât activități de testare cât și activități de vaccinare. Acest proces de evaluare continuă periodic, practic la cel puțin două săptămâni, se evaluează activitatea centrelor de vaccinare și acolo unde se consideră oportun, unde se poate asigura accesibilitatea la vaccinare prin alte mijloace, cum ar fi prin medici de familie, ne dorim în continuare să reducem din activitatea centrelor atâta timp cât acestea nu mai au adresabilitate. De asemenea, anunțam de optimizarea Registrului Electronic Național pentru vaccinare adresat persoanelor care nu au carte de identitate, care nu au documente de identitate, în speță persoane fără adăpost. A fost optimizată și este deja activată această opțiune la nivelul Registrului Electronic Național al Vaccinărilor prin demersurile colegilor de la Institutul de Sănătate Publică. Și în momentul de față este instrucțiunea emisă, centrele de vaccinare știu ce au de făcut. În mod deosebit, în aceste cazuri, se vaccinează cu echipe mobile. Însă, în momentul de față, pot să vă spun că sunt 724 de persoane care se încadrează în această categorie, care au fost vaccinate cu doza 1, din 1.341 de persoane care sunt în evidență în momentul de față ca fiind în această situație. 674 din aceste persoane au efectuat și doza 2 și 296 de persoane au efectuat și doza de booster. Sigur că este de multe ori dificil să asigurăm continuitatea schemei de vaccinare, mai ales în cazul persoanelor care sunt fără adăpost și care de multe ori se deplasează dintr-o regiune a țării în altă regiune și sunt foarte greu de regăsit în evidență pentru a continua schema de vaccinare. De asemenea, în ceea ce privește vaccinarea copiilor din grupa de vârstă 5-11 ani, sunt 219 centre de vaccinare active care au organizat 329 de cabinete de vaccinare, practic fluxuri care sunt dedicate pentru această grupă de vârstă. La data de 17 februarie avem 8.015 copii care au primit prima doză de vaccin și deja de ieri a început și administrarea dozelor de booster. Sunt 594 de copii care au primit și doza de booster.
De asemenea, se vaccinează și în cabinetele de medicină de familie. Avem 37 de cabinete de medicină de familie care au solicitat doze pediatrice. 760 de doze au fost distribuite și au fost administrate 95 către această categorie de persoane. De asemenea, în ceea ce privește evoluția campaniei de vaccinare pe categorii de vârstă și la nivelul întregii populații, de la momentul debutului campaniei de vaccinare în România, în momentul de față sunt peste 8,1 milioane de persoane care au primit cel puțin o doză de vaccin și, după cum știm, procentele sunt foarte apropiate între persoane care au primit cel puțin o doză și persoane vaccinate cu schemă completă. Ca atare, peste 50,55% din populația adultă de peste 18 ani în România a primit cel puțin o doză de vaccin. Populația eligibilă peste 5 ani este vaccinată în proporție de 47,93% cu cel puțin o doză, iar din populația generală totală avem 41,97%, deci practic aproape 42% rată de vaccinare. Cele mai mari rate de vaccinare sunt la grupele de vârstă de la 40 până la 79 de ani inclusiv, adică în medie de 53%, însă grupa de vârstă 50-59 de ani se apropie de 58% rată de vaccinare. Rămânem cu o rată de vaccinare încă insuficientă la cei peste 80 de ani de 30,8% și de asemenea populația tânără 12-15 ani 11,3% și respectiv 16-19 ani 33,6%. În ceea ce privește administrarea dozei de booster în România, sunt circa 2,49 de milioane de persoane care au primit și doza de booster, ceea ce reprezintă aproximativ 44% din cei eligibili care au mai mult de 4 luni de la completarea schemei de vaccinare. Practic, pe data de 16 octombrie, 5,65 de milioane de persoane aveau schemă completă de vaccinare. Continuă activitatea de vaccinare în cabinetele de medicină de familie și ne dorim să crească progresiv această activitate încât să se facă tranziția de la vaccinarea în majoritar în centrele de vaccinare la vaccinare cu predominanță crescută în cabinetele de medicină de familie. Sunt în momentul de față 3174 de cabinete de medicină de familie care au activități de vaccinare. De multe ori într-un singur cabinet sunt mai mulți medici care funcționează pe schimburi. Practic, numărul de medici de familie este ușor mai crescut și sunt peste 1.095.000 de persoane vaccinate în cabinetele de medicină de familie. Capacitatea de vaccinare la acest moment se păstrează undeva la aproximativ 100.000 de persoane care pot să primească o doză de vaccin într-o zi, în 24 de ore. Sunt practic 644 de centre active față de săptămâna trecută când vorbeam de peste 700 de centre, cu 928 de fluxuri în total, iar din acestea practic 219 centre, așa cum am anunțat, sunt centre pediatrice cu 329 de fluxuri. Rata de vaccinare la nivelul județelor și municipiului București, în momentul de față în capitală avem o rată de vaccinare de 67,12%, avem încă 8 județe, Cluj, Constanța, Sibiu, Ilfov, Tulcea, Brașov, Timiș și Mureș, care au rată de vaccinare între 50% și 60% și restul județelor sunt la sub 50%. În ceea ce privește numărul de doze recepționate de România, până la data de 16 februarie, sunt peste 32.453.000 de doze recepționate pe toate cele patru tipuri de vaccinuri, inclusiv vaccin pediatric de la compania Pfizer, inclusiv vaccin ready to use, adică gata de folosire de la aceeași companie. Sunt administrate peste 16,6 milioane de doze de vaccin, ceea ce înseamnă 51,28% doze administrate din tot ceea ce am recepționat. Avem în stoc în momentul de față 7,81 de milioane de doze din toate cele patru tipuri de vaccinuri și practic distribuite, respectiv doze donate sau revândute, 24.635.000 de doze. Eu cam atât am avut de spus. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. O să trec prin prezentarea pe evoluția din ultima săptămână să vedem care este situația.
Deci în data de 10 februarie am avut 26.466 de cazuri. La o săptămână suntem la 15.374 de cazuri. Deci ce vorbeam înainte, trendul descendent este evident în ultima perioadă. La nivelul secțiilor de ATI, în 10 februarie 2022 am avut 1.146 de pacienți internați. Astăzi suntem la 1.119 pacienți internați în secțiile de ATI. Deci este o scădere și așteptăm să vedem dacă această scădere va continua. Din punct de vedere al deceselor, continuă, din păcate, să avem cifre ridicate de decese, peste 100 de decese și am avut, în 10 februarie am avut 139 de decese. Cifra asta a mai fost depășită în unele zile. Astăzi sunt 125 de decese raportate. Din punct de vedere al procentului persoanelor pozitivate din testele care se realizează, există o descreștere a procentului. La acest moment suntem la 22,95% din cei testați. Ieri eram la 23,74% și anterior eram pe la aproximativ 30%, așa că există și aici un trend descrescător. La numărul de localități care sunt între 1 la 1000 și 3 la 1000, avem o creștere de la 398 la 429, însă această creștere este pentru că a început să scadă numărul localităților peste 3 la 1000. Deci la numărul localităților peste 3 la 1000 am scăzut de la 2709 în 9 februarie la 2678 în 16 februarie. Deci vom avea acum în următoarea perioadă o creștere a numărului localităților care sunt între 1 și 3 la 1000, dar motivul creșterii este scăderea celor care sunt peste 3 la 1000 și asta vine în trend cu ce se întâmplă cu scăderea totală a numărului cazurilor și cu trendul descrescător. La fel, la incidențe, vedem că începe să se stabilizeze și începe să scadă la mai multe județe. Pe linie medicală, am avut în perioada 3-9 februarie 61 de solicitări de transfer, însă în perioada 10-16 februarie am avut 108 solicitări de transfer. Am avut momente în care în unele zone trebuia să transferăm pacienții de terapie intensivă în mod deosebit, dar nu numai, către alte zone, pentru că a fost ocupat numărul total de paturi. Dar totuși nu avem pacienți care stau în UPU cum au fost în valul trecut, adică se găsesc locuri, pacienții se transferă, chiar dacă rămân în UPU, rămân pe perioade scurte comparativ cu ce a fost în cel de al patrulea val. Continuăm cu detașarea de personal pentru că este nevoie în centrele care primesc pacienți COVID. În perioada 10-16 februarie am făcut 38 de detașări în 10 de ordine de detașare și vorbim de 269 de detașări comparativ cu 3-9 februarie unde am avut doar 23 de ordine de detașare și 94 de detașați. Dar aici sunt cazuri în care detașăm oameni să înlocuiască pe cei care au fost detașați timp de o lună, deci asta nu înseamnă că continuăm să creștem numărul detașaților, doar că am detașat oameni care se înlocuiască pe alții la care s-a terminat detașarea sau în unele zone unde este nevoie de oameni în plus, dacă s-au îmbolnăvit medici, dacă s-au îmbolnăvit asistenți, sunt izolați și atunci trebuie să îi înlocuim cu personal detașat. La nivelul unităților de primiri urgență, în perioada 3-9 februarie am avut 9.450 de pacienți pe probleme COVID, din care 3.917 au fost pozitiv, iar în perioada 10-16 februarie a scăzut numărul la 7.676 de pacienți pe probleme COVID și a scăzut și numărul pacienților confirmați la 3.068. Deci a scăzut cu aproape 800 de cazuri numărul cazurilor confirmate la nivel de unități de primiri urgență. 39,97% a fost procentul de
pacienți pozitivi dintre cei care s-au prezentat cu probleme corelate cu simptomatologie respiratorie și corelate cu suspiciune de a avea COVID. În continuare, cazurile care se prezintă în acest val sunt mult mai puțin acute, adică grave, să zicem, decât cele care se prezentau în valul trecut, unde majoritatea celor care se prezentau aveau nevoie imediat de oxigenoterapie, chiar și de ventilație non-invazivă sau ventilație invazivă. Și acest lucru se observă în unitățile de primiri urgență, unde presiunea a scăzut, având în vedere și felul în care vin pacienții și scăderea gravității cazurilor din cauza faptului, adică sau datorită faptului că varianta Omicron are o patogenitate mai scăzută. Deci mă opresc aici. Dacă aveți, vă rog, întrebări din partea presei pentru noi, vă răspundem. Andreea Gurban, Euronews. Domnule Arafat, aș dori să știu dacă, pornind de la datele pe care le aveți acum, există un orizont de timp estimativ privind relaxarea măsurilor. Și doi, după ce va veni motivarea Curții Constituționale, există discuții ca masca să aibă statut de recomandare în spațiile interioare sau încă nu ați luat o hotărâre în această privință? Deci, în primul rând, pentru relaxare, noi am mai spus acest lucru, se analizează, vedem cum continuă trendurile și măsurile pot fi ridicate, măsurile de restricție, poate chiar treptat, nu toate deodată. Poate că ultima măsură care va fi ridicată va fi mască în interior, dacă vrem, sau în spațiile închise, mai ales în prezența variantei Omicron. Iar decizia Curții Constituționale, clar ce s-a decis acolo, se respectă, așteptăm motivarea. În momentul în care se publică motivarea, vom vedea care va fi decizia pentru corectarea sau cum se va corecta actul normativ respectiv, însă ea nu vorbește de măștile din interior. Deci masca din interior la acest moment rămâne un element foarte necesar pentru protejarea inclusiv continuității activităților din structurile unde sunt multe persoane și unde poate să se infecteze foarte ușor între ei, să ne trezim cu toți în izolare sau în carantină, dacă nu se respectă acest lucru. Așa că așteptăm motivarea. Până este motivarea publicată, la acest moment regulile rămân valabile. În momentul publicării motivării, se va analiza și se va vedea care sunt actele sau ce trebuie modificate exact ca să fie adusă în limita la care îl cere, bineînțeles, Curtea Constituțională.